Bună seara, doamnelor și domnilor! Astă seară, la subiectul săptămânii, am pregătit pentru dumneavoastră o retrospectivă a celor mai importante evenimente petrecute în județul Gorj pe parcursul acestei săptămâni. Începem cu un material despre Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu. Ramona Birău a fost validată în funcția de consilier în locul lui Mihai Vulpe. Înlocuirea a fost făcută după ce Vulpe și-a dat demisia din Partidul Poporului Dan Diaconescu la sfârșitul anului trecut. În ședința Consiliului Local de astăzi, aleșii au aprobat proiectul de hotărâre în urma căruia Ramona Birău este noul consilier din partea PPDD. Validarea mandatului a fost făcută după depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Jiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Noul consilier local din partea PPDD este de un an în partid și are 30 de ani. Deocamdată nu s-a gândit ce proiecte va iniția, însă spune că va încerca să îi ajute pe tineri. Sunt economist, am 30 de ani. După cum ați văzut, am fost astăzi validată în funcția de consilier local al primăriei municipiului Târgu Jiu, fiind următorul supleant pe lista de candidați a Partidului Poporului Dan Diaconescu. De aproape una de zile. Proiecte și inițiative o să vină pe curând. Sunt tânără și susțin tinerii în promovarea în diferite sfere de activitate. Din cei 21 de consilieri locali, 3 aparțin PPDD, respectiv Constantin Buleteanu, Alexandru Picui și proaspăta validată Ramona Birău. Tot luni, mai multe familii sărace au primit din partea primăriei Târgu Jiu pachete cu alimente tradiționale de Paște. Și în acest an, Primăria Târgu Jiu ajută familiile nevoiașe. 30 de familii din Târgu Jiu vor primi pachete cu alimente tradiționale de Paște. Oamenii vor avea pe masa de Paște ouă, cozonac, carne de pui și prăjituri. Pachetele distribuite sunt în valoare de 200 de lei. Sunt persoane cu mulți copii care nu au locuri de muncă, sunt persoane ca în cazul de față care au grijă, mamă singură, de exemplu, de 2 copii cu handicap grav. Acestea sunt genurile de cazuri de care ne ocupăm acum. Și noi, așa cum v-am spus, avem o bază de date de ani de zile, îi cunoaștem, le știm situația, le știm veniturile, le și problemele. Familiile care au primit pachete de Paște trăiesc cu câteva sute de lei pe lună. Nici problemele de sănătate nu le-au ocolit și din cauza lipsei banilor nici tratamentul nu și-l pot achiziționa. Astăzi au primit o mică bucurie din partea administrației locale. Mulțumesc frumos, dar este un gest foarte frumos și ne bucurăm. Mulțumim frumos primăriei și tot. Vă ajută să aveți un Paște, da. Mai fericit pentru copii. Aveați posibilitatea de a le oferi copiilor astfel de bucate? Mai greu. Bine venite, cadourile primite? Da. Ați fi avut posibilitatea? Nu. Nu. Din 2 milioane alocația fetii și ajutorul de handicap, nu. Lucrați undeva? Nu. Și cum reușiți să vă descurcați? Soțul pleca cu ziua la muncă. La distribuirea pachetelor a participat și viceprimarul Iulia Vână, care a fost impresionată de cazurile sociale. Sunt momente când devenim mai umani, mai aproape de semenii noștri, iar ce am făcut aici, cred că am reușit să aducem bucurie în sufletele celor 2 copii extraordinari pe care i-ați văzut împreună cu noi. Cei 2 copii sunt amândoi cu certificate de handicap, s-au născut cu hidrocefalie, dar iată că vedem, putem să spunem că există un Dumnezeu, pentru că ați văzut cât de bine s-au recuperat. Pe lângă cele 30 de familii care vor primi pachete, alte câteva sute retârgujieni vor primi tichete sociale în valoare de 15 lei. Ziua de marți a avut în atenție pe minerii din județul Gorj. Ei vor sta acasă în perioada 1-13 mai. Jumătate din acest concediu se datorează sărbătorilor pascale, iar restul a fost acordat datorită perioadei mai puțin bune prin care trece gigantul energetic în acest moment. Președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, a precizat că la locul de muncă nu vor fi prezenți decât angajații din cadrul termocentralelor care funcționează în această perioadă. Deci, conform hotărârii stabilite între administrații și sindicate, de pe data de 1 până pe data de 13, minerii majoritarii vor fi în concediu de odihnă și o parte din cinii energiei, iar cu termocentrala care se funcționează și unde se asigură funcționarea în cariere, vor fi prezenți la serviciu.
Sindicalistul spune că aproximativ 14.000 de oameni se vor afla în concediu în această perioadă. Despre câte persoane vorbim mai exact? Este vorba de cel puțin 14.000 de salariați care vor fi în concedii cu ocazia sărbătorilor pascale și restul vor fi planificați la serviciu în funcție de necesități. Tot marți, declarația unui consilier județean a născut adevărate reacții. Pedelistul Dan Vâlceanu a afirmat că la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu se fac internări fictive. Motivul declarat de Vâlceanu este acela că internările fictive sunt făcute pentru a obține bani din contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj. Bun, an, și mie mi se pare o cifră necredibilă, sincer. Eu cred că avem o problemă care a mai fost dezbătută de-a lungul anilor și pe care domnul manager privat, domnul manager Vlodeanu trebuie să o rezolve, din punctul meu de vedere, și pentru eficientizarea activității spitalului și pentru ca noi să știm exact pe ce stăm. Aceea cu internele fictive. Declarațiile făcute de consilierul județean Dan Vâlceanu au fost confirmate de managerul unității spitalicești Cristian Vlădoianu. El a declarat că de cele mai multe ori aceste internări se fac în cazul persoanelor fără un adăpost pentru a beneficia de o masă caldă. Vlădoianu susține că reprezintă un aspect greu de analizat, însă anumiți medici care fac astfel de internări trebuie să renunțe la acest obicei. Evident, există și alte forme de control. Pe lângă internările fictive, al căror pondere este foarte greu de cuantificat, există și a zisele internări abuzive. Vin la spital pentru că am masă caldă. Vin la spital pentru că mă doare capul și nu pot să stau acasă. Și e mai bine să stau 3 zile decât să iau un medicament acasă. Cât privește activitatea de management a unității spitalicești, Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că în luna iunie acestui an se va realiza un raport în care vor fi stabilite măsurile necesare de perfecționare a managementului. Miercuri, în piața Litovoi, au apărut comercianții cu miei. O echipă Gorj TV a mers acolo pentru a afla cum merg vânzările. E și carne și de toate. Faceți drop, faceți friptură, faceți și orbiță, faceți din toate, minimale, înțelegeți? Înainte de a ajunge pe masa de Paște, mielul e cumpărat de la ciobani. Negocierea dintre comercianți și cumpărători se face mereu până la ultimul bănuț. În piața Litovoi, miei s-au vândut astăzi ca pâinea caldă. Cumpărătorii spun că merită toți banii pentru că nu trebuie să treacă Paștele fără friptură de miel. Da. Cât? 12 kg am auzit? Da, 12 kg. Mai mare nu? Nu. Cum vi se pare prețul? Acceptabil. Anul trecut a fost la fel? Da. Tot cam așa, da. Ce faci? Scriptură? Tu ce se face de Paște? Cine nu muncește, nu îi se pare scump. Deci, cam fiecare an e datină la noi mielul și porcul de Crăciun, cine nu-l taie, la noi om. Gata sacrificați sau expuși în mașinile ciobanilor, miei au fost astăzi la mare căutare. Târgujenii au putut să își aleagă unul gata tăiat sau un exemplar viu. Comercianții veniți din județ sunt mulțumiți de vânzare și spun că se așteaptă să vândă și mai bine zilele următoare. Prețul unui kilogram de miel variază între 24 și 25 de lei. Cât e kilogram? 25. Se mai negociază? Da, se mai negociază. La cât l-ați lăsat? Până la 24. Până la 24? Da. Și până acum câți miei ați vândut? 10. 10? Doar astăzi sau și zilele trecute? Astăzi. Cât ați vândut până acum? Câți miei? Păi de-abi a doua zi. Ați vândut câțiva? Am vândut vreo câțiva, vreo 30-40, nu ne-am uitat în mașină. Câți aveți la vânzare? Avem vreo 100, așa, dar vedem în funcție de clientela, de vânzări. Până acum sunteți mulțumit? Auziți, trebuie să fii mulțumit tot timpul, și pe mult și pe puțin. Dacă nu ești mulțumit, nu merge nimic în viață. Vreo 30 de miei. De ieri până azi? Nu, astăzi, de dimineață, da, da. Zilele următoare vă așteptați la mai mult, nu? Da, da. O să fie cumpărători mai mulți și o să meargă... Tot așa, 25? Prețul se schimbă de la zi la zi. Nu toți gorjenii mănâncă carne de miel. Cei care nu fac parte din această categorie au putut să își aleagă un ied. Și vânzarea lor a mers bine astăzi. Prețul unui kilogram de ied este între 23 și 24 de lei. Kilogramul de ied? 230-240, depinde după om și după buzunarul omului. Facem cu el, mai negociem, mai lăsăm la preț. Ce se vinde mai bine, mielul sau iedul? Și iedul și mielul. Câți iezi ați vândut? Până acum, 10 iezi.
Pe 1 mai, atunci când gorjenii din sistemul bugetar au avut liber de la serviciu, s-a dat startul cumpărăturilor de Paște. Trafic aglomerat, parcări fără niciun loc liber, supermarketuri pline. Aceasta ar fi pe scurt o descriere a municipiului Târgu Jiu. Fie că și-au cumpărat pentru a pleca în vacanță, fie pentru Paște, oamenii nu se uită la bani când vin sărbătorile. Supermarketurile au fost pline în această dimineață. Târgujienii au profitat de prima zi liberă și au mers la cumpărături. Oamenii nu s-au zgârcit și au plecat de acolo cu plasele pline. Bugetul alocat este și de 1000 de lei, recunosc o parte din târgujieni. Cumpărat, că văd că aveți coșul plin. De toate pentru pregătirile de Paște. Și pentru 1 mai astăzi mergeți la grătar? Nu mergem la grătar, că ținem post. Da, pentru Paște ați luat de toate. De toate absolut ce trebuie. O parte din tot ce trebuie. Mai puțin carne, așa este, care e prea de vreme să le luăm. Cât alocați pentru masa de Paște? Cât ați? În jur de 500 de lei. Acum cât ați cheltuit? 500, dar pentru 2000 și ceva, dar am luat numai pentru masă. Ați făcut cumpărăturile? Da. Ce ați cumpărat? Pentru 1 mai și de Paște. Grătar, ce ne mai trebuia? Astăzi. Un pic, cu familia. Carne, tot aveți? Carne, niște micutei și niște ciuperci. Cât ați cheltuit? Puțin, 1,5 milioane. Și mai veniți până de Paște, nu? Nu, că am mai luat. Ați mai luat? Am mai luat duminica trecută. Cursul săptămâni. Da, da, da. Ce ați cumpărat? Ce aveți? De toate, apă minerală, suc, dulciuri la copii, ciuperci, da, 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 de toate. Și carnea ați cumpărat-o? Da, niște mici am, da, la fund undeva aici. Mielul nu? Miel nu, că nu? Mai târziu. Mai târziu cu mielul. Cât alocați pentru masa de Paște? Da, s-a dus la 10 milioane aproape. Aglomerația din magazine se putea observa și după numărul mașinilor din parcări. Deși mai sunt doar câteva zile până la Paște, gorjenii se îngrămădesc în aceste zile, chiar de 1 mai, să-și facă cumpărăturile din supermarketuri și, după cum vedeți, parcările sunt pline. Se așteaptă ca și zilele următoare magazinele din oraș să fie asaltate de cumpărători, pentru că, așa cum este obișnuit, românul lasă pe ultima sută de metri cumpărăturile pentru sărbători. Cheful de 1 mai din pădurea Drăgoieni a lăsat în urmă tone întregi de gunoaie. Gorjenii care au făcut grătare de 1 mai în această locație, dar și comercianții prezenți la bâlci, le-au dat de lucru angajaților firmei care se ocupă de salubrizare. Tone de gunoaie au fost adunate joi dimineața. Muncitorii firmei de salubrizare au finalizat astăzi ecologizarea zonei. Curățenia a început la ora 7 dimineața și până la miezul zilei pădurea de la Drăgoieni a fost ecologizată. Așteptați să fie așa? Nu, multe? Nu. Anul ăsta au fost mai puține ca anul trecut, dar oricum a fost și anul ăsta. Foarte multe. De la ce oră strângeți? Câte de ore la 8, 7, jumate, 8, până acum. Și am strâns două containere de ale mari și încă mai sunt. Cred că mai e un container pe puțin, nu? Este, s-a mai adunat acum, e pe terminare. Uh-huh. Până acum a fost multe, s-a adunat. De la cât strângeți? De la ora 7. Strângem continuu ele și... Cam câte tone? Cum s-a... Cam în jur de o tonă și ceva de gunoaie s-a adunat. Oamenii trecătorii vin, mănâncă, ia, aruncă jos. Dar asta e situația, noi trebuie să ne conformăm și să facem curățenie, să lăsăm pădurea curată și să ne mutăm sus la Narcise. Da. Gunoaiele lăsate de petrecăreți dovedesc că gorjenii au fost campioni nu numai la distracție, ci și la lăsat gunoaie. Societatea care se ocupă de curățenia orașului a scos în pădurea de la Drăgoieni în jur de 15 muncitori pentru curățenie. Se lucrează de la ora 7 și sperăm ca la orele 12:01 să fie gata. După cum știți, ieri a fost o zi frumoasă, ziua de 1 mai, majoritatea gorjenilor au fost prezenți în pădurea de la Drăgoieni. S-a lucrat și ieri cu un efectiv de 50 de persoane, astăzi se lucrează cu un efectiv de 10-12 persoane. La eveniment au participat zeci de agenți economici de mici, bere, dulciuri, articole vestimentare, dar și agenți economici care au avut echipamente pentru parcul de distracție. Unii dintre patroni au avut în dreptul teraselor pubele pe care le-au și folosit. Noi ne-am luat cu mașinile noastre și cu saci și le-am dus direct la firmă de aici, nu am lăsat în jur pe aici, cum au lăsat colegii pe partea aceasta. Au fost vecini știți? Care n-au fost chiar așa ei, au fost, care au plecat mai în grabă, care au neglijat, care... Na, mai puțin educați, să spunem. Cantitatea de gunoaie ridicată de angajații de la salubritate a fost mai mică față de anul trecut. În urma petrecăreților, muncitorii au strâns numai puțin de 2 tone de gunoaie. Tot joi, sindicatele din minerit au anunțat printr-un comunicat de presă că vor protesta în fața sediului Autorității Naționale de Reglementare a Energiei, care, în opinia lor, practică o politică de sabotare și falimentare a producției de energie din România.
Nemulțumiți de situația actuală a gigantului energetic, care are majoritatea grupurilor energetice oprite și nu intră aproape deloc în sistemul energetic național, liderii de sindicat vor trece la acțiuni de protest. Mai exact, pe data de 14 mai, 100 de sindicaliști vor picheta ANRE. Astfel de situații vor mai avea loc pe data de 15, 16, 17 și 20 mai, iar pe data de 25 mai numai puțin de 5.000 de persoane vor protesta în fața sediului ANRE. În comunicatul emis de Federația Națională Mine Energie se arată faptul că Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei practică o politică de sabotare și falimentare a producției de energie din România. Zeci de gorjeni au ajuns la spital după ce au fost mușcați de căpușe. Odată cu încălzirea vremii, oamenii au început să iasă la iarbă verde, dar pentru mulți dintre ei, distracția i-a făcut să ajungă pe mâna medicilor. Urmăriți în continuare un material realizat joi. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu se prezintă în fiecare zi tot mai mulți gorjeni care le cer ajutorul cadrelor medicale. De exemplu, doar în primele ore ale acestei dimineți au ajuns la UPU 5 astfel de cazuri, a precizat medicul Ramona Oprea. În ultima perioadă ne confruntăm din nou cu apariția pacienților mușcați de căpușă. Din păcate, numărul prezentărilor cu astfel de probleme crește de la o zi la alta. Numai de azi dimineața au venit cel puțin 5 cazuri. Gorjenii spun că se tem de căpușe și că încearcă pe cât posibil să se ferească de ele. Mai greu este pentru cei care locuiesc în mediul rural, fiind știut faptul că aceste căpușe trăiesc prin iarbă. Se teamă că ați putea fi mușcată dumneavoastră sau copiii? Da, bineînțeles. Noi suntem de la țară și pe iarbă și pe la noi este. Ați avut cazuri? N-am avut cazuri, dar de multe ori se mai găsește câte unda mică. Vă este teamă de copii. Ele? Da, da. Cunoaște, vă feriți în această perioadă, nu mai stați în iarbă? Da, bineînțeles, ne ferim, dar mai ieșim cu copiii prin iarbă să se plimbe, să se joace, că sunt copii. Medicii subliniază faptul că o mușcătură de căpușă trebuie tratată cu seriozitate și că toți cei care se confruntă cu o asemenea problemă trebuie să se prezinte la unitatea de primiri urgențe. Trebuie să facă o persoană când este mușcată de căpușă? În principal se prezintă la noi, la serviciul de urgență, pentru a fi scoasă căpușa, să ia în evidență cu rețetă, pleacă de la noi și dacă apar fenomene neurologice, se reprezintă în serviciul de urgență. Din fericire, până în prezent nu s-au înregistrat cazuri de gorjeni care să sufere de boala Lyme, maladie care poate apărea în urma unei înțepături de căpușă. Ziua de joi a avut o importanță deosebită din punct de vedere religios. Una dintre cele mai importante zile premergătoare sărbătorilor pascale a fost cea de joi. În tradiția românilor, Joia Mare se mai numește Joia Patimilor, Joia Neagră sau Joi Mărița. Joia Mare este considerată binefăcătoare pentru morți. Acum se face ultima pomenire a morților din postul mare. Bună dimineața! Să fie sufletul tatăl meu, Dumnezeu, Gheorghe, de la fata lui Cornelia. Să primească Dumnezeu! Cum se dă pe la noi? Cănuță, cozonac, fiecare și în cănuță vin, suc, fiecare ce... Așa se dă ce astăzi? Poate. Da. De ce? Pentru cei vii? Pentru cei morți? Pentru cei morți. E tradiția de mult timp așa? Cred că da, eu de când m-am născut, de 50 de ani, zic, tot așa ne-am pomenit. De când știu copil, așa se dă una la joi mari, deci înaintea Paștului, cu două zile, să dau de pomană și lucruri, nu numai cănuțe cu ceai, cu apă, cu țuică, cu vin, fiecare ce are. Și după aceea mergem la biserică și ducem iară cănuțe, ne ducem și cu un fir de busuioc după noi și cu caprine, cum zicem noi, narcise, cu mărgăritar. Și așa e obiceiul la noi. Câte cănuțe dimineața, se dau? Numai cu soț, 2, 4, 6, 8 pentru mort. Locuitorii municipiului Târgu Jiu, de exemplu, obișnuiesc ca în această zi să meargă la biserică și să ofere apropiaților cănuțe cu vin. Credincioșii vin la slujbe cu vin, colivă și colaci. Aștea la biserică le aducem, că așa e obiceiul, la biserică se aduc. Acasă dăm la vecini, la copii, propriu zis. În cănuță vin și colac. Da. Pentru cei adormiți, pentru cei vii? Da, pentru cei adormiți. Pentru fiecare an faceți așa? Da, da. De când mă știu. Bună dimineața! Uite, să-i fie. Intră gănușul cum e bine, înăuntru, în afară. Să-i fie lui tata și lui mama. Bodea proste, bodea proste, bodea proste. Păi am primit o cănuță cu colăcel, cu floare, cu lumânare. Cum se dă în Joia Mare. E de bună,
E de mult. E pe cale de dispariție, nu vedem. În Joia Mare se oficializează slujbe speciale dedicate morților. Fiecare familie duce la biserică prescuri, colaci, vin, miere de albine și fructe pentru a fi sfințite și împărțite. Deși orașul s-a tot extins, Vădeniu ăsta e un cartier al orașului, dar ei își păstrează vechile, mă rog, obiceiuri. Ce semnifică aceste cănuțe? Cănuțele pentru sufletul celui care, știți, că se continuă viața după, în fond, învierea, asta e tot secretul creștinismului, știți? Se bazează pe învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Joia Mare este cunoscută mai ales în cultura populară actuală ca ziua în care se înroșesc ouăle, pentru că se spune că ouăle înroșite în această zi nu se strică tot anul. De asemenea, oamenii cred că aceste ouă sfințite și îngropate la moșie o feresc de piatră. Radio Târgu Jiu vă pregătește un program special cu ocazia sărbătorilor pascale. Începând de sâmbătă și până luni, pe 97,9 FM puteți asculta piese muzicale de toate genurile. În plus, avem pentru dumneavoastră o serie de emisiuni în cadrul cărora puteți afla care este istoricul Paștelui. Echipa Radio Târgu Jiu a pregătit un program special cu ocazia sărbătorilor pascale. Daniela Gabșa, reporter Radio Târgu Jiu, s-a ocupat de realizarea unei emisiuni despre tradițiile pascale și vi le împărtășește sâmbătă. Tradiții și obiceiuri, o emisiune care va fi difuzată la Radio Târgu Jiu sâmbătă între orele 18 și 19. Puteți afla mai multe amănunte despre tradițiile și obiceiurile care poate încă se mai păstrează în Săptămâna Mare, în Săptămâna Patimilor, acum înainte de Sfintele Sărbători de Paști. Nu este sărbătoare fără muzică, acest lucru îl știu cel mai bine oamenii care lucrează într-un radio. Și pentru a aduce buna dispoziție în casele dumneavoastră, v-am pregătit cea mai bună muzică. Diana Pătruț, realizator de programe, vă garantează că va fi pentru toate gusturile. De Paște petreceți alături de marea familie Radio Târgu Jiu și Gorj TV. Vă pregătim un program foarte special ce nu trebuie ratat. La Radio Târgu Jiu ne auzim duminică de la 15 cu un top cu cele mai bune hituri actuale ale momentului. Muzica populară nu trebuie să lipsească dintr-o zi de sărbătoare, iar de acest aspect s-a ocupat Iulian Țimpea. Duminică Radio Târgu Jiu a pregătit un program special pentru toți radioascultătorii noștri, ținând cont că sunt sărbătorile pascale. Eu personal m-am ocupat de muzica populară, așa că duminică de la ora 16 vă invit să ascultați cele mai bune melodii. Echipa Radio Târgu Jiu vă urează sărbători fericite alături de cei dragi. Și la Gorj TV veți avea parte de un program special cu ocazia sărbătorilor de Paște. Ne-am dorit ca la ceas de sărbătoare să ne cunoașteți altfel. Un Paște în familie am pregătit pentru dumneavoastră. Sărbătoarea Paștelui se petrece la Gorj TV și pentru început vă propunem sâmbătă de la ora 12 să vizionați un material despre istoria mănăstirii Lainici. Programul continuă cu tradiții și obiceiuri de la ora 13, urmat de o după-amiază cu interpreții județului Gorj, care vă vor încânta cu folclorul gorjenesc. Duminică, în ziua de Paște, echipa Gorj TV va pregăti o emisiune specială de 4 ore în care veți putea urmări mai multe materiale realizate despre această sărbătoare. Și în a doua zi de Paște puteți urmări la Gorj TV două topuri de muzică ușoară și vă aducem din nou în case melodii populare cu cei mai cunoscuți interpreți de la noi. Așa cum v-am promis, Paștele de anul acesta va fi unul petrecut în familie cu multe surprize. Nu ne rămâne decât să vă urăm sărbători fericite, cu promisiunea că și de acum încolo vă vom aduce în case cele mai bune programe și ediții speciale, așa cum v-am obișnuit. Aceasta a fost ediția specială a emisiunii Subiectul Săptămânii. Pentru că urmează Paștele, vă urez să aveți parte de sărbători așa cum vi le doriți. Toate cele bune!